Panică într-un imobil din Hunedoara. Mai multe familii dintr-un bloc din Deva au fost evacuate în urma unui incendiu care a cuprins locuința unui bărbat. Pompierii spun că focul a pornit de la o țigară uitată aprinsă. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament de pe strada Nicolae Titulescu din municipiul Deva. Au fost momente de panică după ce pompierii au decis să evacueze mai multe familii. 11 persoane au fost evacuate, dintre care proprietarul care a fost transportat de echipajul SAJ la UPU Deva, intoxicat cu fum. Alte două persoane intoxicate cu fum au refuzat transportul la spital, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara. Incendiul a fost stins înainte de a se extinde și la alte locuințe. Pompierii susțin că focul a fost cauzat de o țigară aprinsă.